Hei, vă salut! Sunt Chionel Nistor, de la Apisines, apicultura din România Live. În premieră pentru dumneavoastră, vă prezentăm o serie de interviuri cu distinsul și regretatul apicultor Mircea Nicolaescu. Realizăm acest lucru în semn de respect și apreciere față de contribuția adusă în apicultură. Totodată, am împărtășit aceste informații cu cei care știu să le prețuiască. Domnul Mircea Nicolaescu, în seara aceasta aș vrea să discutăm despre hidromel. Știți că este o dorință și o curiozitate a mea și de asemenea aș vrea să discutăm hidromelul, invertirea zahărului și lingura de magiun. Știți ce-mi trecea prin cap? Să caut o rețetă autentică și să fac un hidromel. Ați făcut un hidromel? Vă spun eu cum face hidromelul într-o secundă. Nici o știință nu-i. Dar o să vă iasă cam de 12-13 grade. 10 kg de miere pus într-o damigeană de 50 de litri cu apă. Și atât. Nu vă trebuie nimic. Iar hidromelul în familia Nicolaescu și Târnoveanu se făcea, vorba lui bunica, din zorcăiala de la stupină. Deci ei când spălau ce-o murdări cu miere, că centrifuga care o avea ea era dintr-un butoi care de lemn se învârtea în centrifugă și se curca butoiul pe o parte ca să scurgă mierea. E, rămânea în butoiul ăla, rămânea miere în doagă, nu? Da. Rămânea miere, că n-a fost 2-3 kg și băga apă înăuntru și o scutare și o punea în damegeană. Și așa se făcea hidromelul. Deci din spălătura de la uneltele apicole, sitele, licutare, din toată zorcăiala aia, așa îi spunea bunica, se făcea hidromelul. Asta e toată treaba, nu vă trebuie nimica. A, că nu e rău să puneți la hidromel o leacă de bioxid de sulf, care îl limpezește, când e aproape gata, sau chiar de la început, puteți să puneți niște albuși de ou, spumuit ca lumea, la o, de 50 de litri, 1-2 albuși, bătute ca lumea, un pic de sare tot, pus și suflat în el și el să face ceață pe tot vinul ăla. Și la un moment dat vedeți cum coboară în jos, așa ca o perdea, ca o ploaie, coboară în jos și ajunge pe fundul ăsta. Și în sus se face super cristal. Pentru că minunea asta de albuș de ou prinde toată proteina din miere, din tot ce este și o duce pe fund. Și acolo boasca tragi odată și gata. Numai că când pui așa cu albuș sau cu bentonită, nu mai poți să faci vinul 2. Sau vinul pichet, cum se făcea din drojdie. Adică dată ce ai tras de acolo și vinul iese super a întâia. Dar dacă ai coacăză și faci vin de coacăză cu miere de albine, e super tratament. Super, super tratament, pentru că coacăză are o calitate care noi o distrugem. Și eu am greșit la început, că n-am știut. Puneam 10 kg de suc de coacăză, 10 kg de zahăr și apă până la 50 de litri. Nu puneam apă curată, că băgam pulpa aia de la presă, de la coacăzi și îl frecam o zi și după aia puneam soluția, că era mai cu arome. Și aia fermenta și făcea, dar de ce? Când e rece, când pui zahărul la rece, acidul maleic sau malic din coaja din coacăzi sau din coaja mărului, ce face? Invertește zahărul la rece. Da. E păcat, pentru că tu ai nevoie de acidul maleic în corpul tău, că e anticancerigen. Și așa că mai degrabă folosești miere care e invertită sau folosești zahăr invertit decât să folosești acidul maleic din coacăză ca să invertească zahăr. Dar să știți cum, cu apă rece, cu zahăr diluat, îi mai agitai de două ori și se făcea vin. Și cum spun, drojdia de la vinul de coacăză îl foloseam la vinul de struguri care nu pornea fiertul. Deci n-avea proteină. Iar
drojdia de la coacă, avea proteină, până aruncai în ea la o găleată sau un butoi de 500 de asta, fierbea de lua dracu. Îți bun de soacră, chiar am niște coacăză negre prin curte și am văzut că slavă Domnului este ceva rod și copiii nu prea s-au încumetat să pape bine. Și de ce nu? Stimate domn, mugurul de coacăză neagră, dacă mă tale curăț copul aia, trebuie să le tai o treime din vârf și tot ce-i lemn de peste 4 ani să taie de jos. Că el mută rodul pe marginea bățului și nu-i bine și aia tai de jos. Se retează de jos și el tot formează tufă. E mugurul care-i curăț la coacăză neagră, îi face extract alcoolic și încă vreo 10 ani te bucuri de sulă. Este cel mai bun produs pentru rinichi și pentru potență. Deci mugurul respectiv îl pui, îl faci tintură, nu? Da, tintură de muguri de coacăză neagră. În ce perioadă e bine de recoltat mugurul ăsta? Mugurul se recoltează în februarie, atunci când faci mugurul de coacăză neagră, se formează de toamnă, știți? Da. Dar primăvara, când nu pleacă mugurul, când mă tare nu vezi că coacăza neagră are fructele făcute, când pomii fructiferi nu înflori. Da. Că nu s-o copte una, dar asta e ritmul lui de viață. Și atunci el nu prea are nevoie de soare, el trebuie să fie la semi-umbră, să fie mai pe lângă copaci, pe sub copaci, pentru că nu se fură cure când el are nevoie de, cum să fie, jigăleală din asta, să fie umed. Și mai degrabă e la semi-umbră decât la soare. Și atunci tu, în februarie, când cureți coacăza, toate bețele le ții, le poți pune în pământ ca să mulțești, dar mugurii care rezultă din mugurii aia, îi strângi, faci tinctură din el, și Doamne ajută, toată lumea fericită. La discuția asta era bine să fie și domnul doctor Puienea, că a mai aflat ceva să aibă de recomandat. Îi spun că nu e nicio problemă, nu mă deranjează, că puține lume le știe, înțelegeți? Da. Pentru că, da, mă rog, le spunem că data trecută cred că a fost destul de mulțumit, a plecat cu dureri de cap. Da, ne-am văzut duminică și am povestit, ne-am văzut cu familia și am povestit de cât și era încântat, v-a apreciat foarte mult. Domnule, cum să spun, cu familia mea am avut multe chestii care m-am spus că odată m-am tăiat sub limbă la București. Și când mă duc acasă la Totova, ce-ai făcut măi prostule? Păi m-am uitat așa, așa. Unii dracu-i găsești, doar... Stă vreo 5 minute. Păi copil, fii atent un lucru. Eu la țară aici n-am laborator de hepatologie să văd cum stau ăștia cu hepatita cotare. Dar eu știu un lucru. Îl pun pe țăranul nostru când vine să ridice limba în ceruguri și mă uit la vinișoarele alea de dedesubt. Dacă cele două vinișoare sunt negre, groase și sunt de formă romică, are hepatită pe fond alcoolic și îl prind imediat. Dar dacă tu ți-ai tăiat alea de acolo, de la ficat s-au plecat toate toxinele acumulate pe sub limbă jos, ca răcitură. Deci maică mi-a spus și știam că știe anatomie, nu se juca. Iar când văd pe proastele astea de doctorițe, cât și legătură are tăiat-o sub limbă cu ficatul. Bă, dacă tu la anatomie te-ai futut cu profesorul ca să scăpi de, să ai notă mare, normal că n-ai de unde să știi proasta dracului. O singură doctoriță am văzut acum două zile la televizor, care a povestit de treaba cu tăiat-o sub limbă. O doctoriță care a apărut la B1. Dar frumos, direct, așa, fără să gândească, fără nimic. Păi, cum să n-ai încredere când îți spune părintele, nu? Că doar mama nu a avut ceva cu mine, că a făcut în viața ei 1001 de perle din astea de tratamente, ca să spun așa, normale, dar cu foarte mari rezultate, nu? Da. Așa că, domnul doctor, când îl mai aduceți, îi povestim de asta și cu
aia și coacăza și asta cu zahărul invertit. Păi eu făceam, deci când îi duceam la domn Balan prin anii 82-83, avea vagoane de zahăr la vin alcool și aveam zeci de cutii din astea cu acid tartre, acei citric, care inverteau zahărul și făceau vinul până în 12 lei. Tot era prefăcut. Păi vinul pichel, știți cum se face? Deci ai într-un butoi unde ai avut vin. Scos vinul, ai de 100 de dec, deci de 1000 de litri, da? Scoate vinul, trage, da? Și prin octombrie, septembrie-octombrie, el rămâne pe fund, o leacă de drojdie. Drojdia are 60%-70% alcool. Peste aia să mai pun 300 de litri de apă și 60 de kilograme de zahăr invertit, 200 de grame, știți? Că de ce 200 de grame trebuie invertit zahărul și pus? Pentru fiecare grad alcoolic îți trebuie 1, deci 18 grame de zahăr. Deci cu 180 de grame de zahăr o să faci un vin de 10 litri. Dacă faci de 200, ai o leacă de pe randament și iese vinul de 11 grade. Și când măsoară aia cu glucometru la must, trebuie să ai 200 de grame. Și iese vinul a întâia. Dacă e mai mult, e și mai bine. Și l-ai făcut, l-ai pus, nu te, și pui peste el 300 de litri și iese un vin că zici că e mai bun ca vinul. N-am bățit eu cu nașul meu. Nașul meu zice, bă, finule, vreau și eu o canistră de vin. Eu revelion. Că nașule, vii când vrei, îți dau, nicio problemă. Vine el după vin, dar eu aleg. Am un naș de ăsta, a fost judecător, știți? Băi, bă, rău și bătut în cap că nu se poate. Bă, nașule, hai că îți dau eu vin. Nu, eu aleg. Dacă condiția să aleg eu, că dacă... Vin și aveam butoaie multe, știți, de sorturi și căbrării. Nașule, eu te scot din fiecare. Pahare curate, pac, pac, alegi, din ăsta. Bă, nașule, hai că să-ți dau de ăla. Nu, din ăsta vreau. E și căpos, știți? Și vine neva și mă, bă, tu ăsta îi dai vanul nașului. De asta vreau. Ia vinul ăla, se duce la revinul și vin colegii lui din oraș. Era făcut din ăla cu miceli, știți? Da, da, da. Cu ciupercă, agar, agar. Zice, băi, știi cum toată lumea a fost așa gândat de vinul ăla? Bă, dar ce i-ai făcut? Că și nu ți-a spunea și tu spuneai, dar mie mi-a plăcut, că era căpos el. Zice, bă, ăla ai făcut cu ciuperci, băi. Cum cu ciuperci? Hai că să-ți arăși, l-am adus acasă, am arătat. Bă, ăsta e vin care eu îl vindeam. Deci nu, dacă tu ai vrut din ăsta, ți-am dat pe ăsta, că ești încăpățânat. Bă, dar bun la gust. Păi cum să nu fii, nu beam toți proști înainte de 90? Vinuri făcute ca lumea. Da. Și când îi aud pe băieții ăștia că invertește zahărul sau nu îl invertește, îl încălzește la 120 de grade, îl pune așa, nu te băgăză să faci la rece, băi. Până în 74 de grade, tu ai invertit zahărul. Îi tulburi și o dată s-o limpezit. Vă dați seama cam câte sute de kilograme de zahăr am măsluit eu. Pentru albini, pentru vin, pentru că vorba aia. Puneam și acolo, puneam și acolo, nu? Așa este. Și folosați citricul, nu? Cum? Ca și practică, ca și aspectul practic. Foloseați acidul citric. Păi da, sarea de lămâie. Da. Și un gram de sare de lămâie la kilogramul de zahăr. Puneam, le amestecam de la început. Și la un moment dat vezi că e tulburi și are o fierbere din asta nucleată, adică nu iese bulbuci. E o fierbere din aia acotare, poate s-o limpezi. E gata, zahărul e făcut din zahăr de rădăcină, zahăr de fructe. Și ai terminat-o. Și dai la stup și nu are probleme cu digeratul, nu obosește. Când mi-au opune că invertește albina zahăr. Nu-l invertește, să-l duce în stup, și te trezești cu el cât zaharisești. Pe când dacă l-ai invertit, rămâne mere de salcâm, cum avea domnul ăla, spunea, că are mere de salcâm de 3 ani și nu-i cristalizată. Se vede pe nea. Păi dacă ai mere, o mănânc, vrei. Ai măsluită toată, i-o pus sare de lămâie, o amestecat cu tare, normal că nu cristalizează. Dar o mere de salcâm,
după 2 ani de zile nu se face o leacă de tulbureală, nu se cristalizează ușor, a, că nu se face ca rapița sau ca floarea soarelui sau ca mana, da, nu se face. Dar se întărește o leacă, nu? Nu mai o vezi prin ea. Eu puneam la fiert, așa cum a spus dumneavoastră, puneam 1,1 litri apă, 1 kg de zahăr și... Nu, 5 kg de zahăr și 5 grame de sare de lămâie. Și cât zahăr? 5. Și cât sare de lămâie? 5. Și cât apă? 1,1. Dar de ce o făcea deja concentrată? Că albina o trage greu. Păi nu, așa o fierbeam. Ca după aceea să-mi o aduc la proporția care îmi trebuia. Da, e păcat, domnule. Adică, cum să spun, dacă vrei să faci 2-1, eu n-am făcut niciodată minuni din ăsta. Am pus 2 kg de zahăr cu 1 kg de apă, chiar dacă nu ți iese concentrația de 2 kg, ți iese 1,7, 1,8, n-are importanță, că albinii trebuie și apă. Și puneam 1 gram de sare de lămâie de la zahăr. Îl încălzeam la 74 de grade, el se limpezea și era zahărul invertit. Și îl puneai vorba. Nu, nicio... Adică e prea... Cum să spun, raportul ăsta de apă puțină, zahăr mult, nu văd niciun avantaj. Eu îl fierbeam în concentrația asta, îl fierbeam la 115 grade, după care la fierbere făcea spuma aceea de lapte, se dura, nu știu, 2-3 minute maxim, pe urmă deveneau baloanele mai mari și acolo deja veneam cu diferența de apă. Și lăsăm 2-1 sau 1-1. Stimate domnule, e păcat, e de timp pierdut. Pentru ce să încălzești zahărul la 115 grade? L-ai călit, l-ai făcut ceva. Pe când el până într-o 100 de grade nu are nicio problemă. Te joci aproape ca la vorba aia, la vie, la tot ce vrei. Și nu se merită. Și te uiți la el și vezi când fierbe așa... Siropul fierbe, că fierberea nucleată, zici că e așa, pac, fierbe, dar bubuci mici și tot. Și când bagi de aici un odru, vezi că nu te frigi. Bă, l-ai făcut sub 100 de grade, nu mai ai probleme. Varianta asta cu apă puțină, zahăr mult, fiert, n-am făcut și nici n-am văzut logica, n-am văzut care-i câștigul la treaba asta. Nu l-am văzut. Așa am preluat eu de la răposatul Nagică Romanescu și așa am practicat. Poate chiar domnul Romanescu a fost, dar nu-i chimism în treaba aia, nu-i chimism alimentar, știți? Pentru că nu-i chimismul normal, pentru că băieții ăștia de la vin alcool, care iau vagoane de vin, de zahăr, nu? Vagoane aveau, domnule. Ei lucrează cu zahăr invertit continuu. Deci eu am văzut cum mi-au făcut aia probă și nu a ieșit zahărul invertit, a ieșit zahărul, a ieșit ca lumea, nu? Deci le-am văzut, le-am dat la albini, am făcut lichior din zahăr invertit. Din zahăr invertit am făcut lichior, ies un lichior de mori, deci chimere sintetică. Am pus până la 2-1, am mai citit eu cu 3 kg de zahăr, dar... Nu se merită, pentru că albina oricum îi trebuie și un pic de apă, știți? Îi trebuie și apă când mută de colo-colo. Că ea când curgă, se dirigează informațiile. Zic, doamne, măcar dacă poate să fie cât de mult, pentru că eu ce am de spus, tot le spun. Mai încet, mai greoi, cum îmi aduc și eu aminte, cum mai încălzește domnul Nistor și după interesul omului, ăla care vrea să știe, îi spui, nu? Le aplică și mai bine, nu? Și atunci ești și tu mulțumit. Băi, măcar nu mă înjură lumea, nu? O făcut așa, o văzut că e bine, o tras concluzia. N-are de ce să vă înjure. Lumea și eu, dar ce vreți să spun așa? Apoi, eu vă zic altfel. Lumea oricum înjură. Noi să ne vedem de ale noastre și să fim sănătoși, că ei n-au ce face decât să înjure. Da, adevărat. De exemplu, un coleg care a lucrat până acum vreo 30 de ani la Săvinești, e și el apicultor la Târgu Neamț și a venit un apicultor de la ei și le-am dat toată baza mea de date, știți? Adică i-am salvat-o pe
tare. Zic, bă, frate, uite, aveți aia, aveți aia, aveți tot scris, e făcut de jucător. E, după 30 de ani ne-am auzit și noi. Zic, bă, tu știi cine te sună? Zic, bă, stai să caut în memorie. Bă, n-ai cum să mai ții că am fost la Săvinești. Când care ești? Angheluță, bă, Ghiță, bă. El fuzese la energetic. Dar am fost colegi. Am venit în 72 la uzină, știți? Și apicultura a fost așa, să face că, bă, vin până la tine, la unii vin în oraș sau la Almaș. La Almaș mă mut, bă. Și o să vin, o să stăm de vorbă, așa, ca moșneci. Domnilor, noapte bună! Noapte bună!